Bianca Drăgușanu a demonstrat că viața merge înainte chiar și după un divorț dureros. Blondina s-a filmat alături de o persoană apropiată din viața sa, cu un zâmbet larg pe față, iar apoi a urcat imaginile pe rețelele de socializare. Într-un filmuleț postat pe Instagram, în care blonda este la volanul mașinii sale de lux, se vede că alături de ea în aceste momente grele este o prietenă bună care o face pe vedetă să mai uite de suferință. Mai mult decât atât, prietena Bianca îi pare că a reușit ce și-a propus, pentru că în filmare blondina apare zâmbind, semn că a lăsat grijile deoparte pentru moment. Bianca Drăgușanu, la urgențe după ce a fost agresată de soț, a avut o coastă fisurată. Potrivit declarațiilor făcute de unii apropiați de ai vedetei, ea a fost agresată teribil de 4 ori de când și-a început povestea de dragoste alături de cunoscutul afacerist. În urma unor lovituri, fosta moderatoare TV s-a ales cu o coastă fisurată. Surse medicale de la Spitalul Floreasca au confirmat că Bianca Drăgușanu a ajuns de urgență la camera de gardă, acuzând dureri după ce i-a fost fisurată o coastă în timpul unei agresiuni. Au fost 4 episoade de violență ieșită din comun într-un an și 4-ul în cât a durat această poveste. Bianca a fost bătută și înșelată de prea multe ori. Punct. Este un tip agresiv și periculos. A avut și o coastă fisurată și a ajuns la urgență. Iar zilele trecute când a aflat de divorț, punct, i-a închis furculița în mână. În aceste condiții, Bianca nu a avut ce să mai facă decât să-și dorească un divorț rapid de soțul agresiv, au declarat prieteni din anturajul vedetei, potrivit unic.